Wow, câte bunătăți! Sunt chiar tăieței! Dar Diana i-are pe cei mai puțini. Să începem cu ea! Mai întâi să vedem celelalte dimensiuni. Nancy are 10 straturi de tăieței! Cât de tare! Și Chloe câte straturi are? 100! Să trecem rapid la degustare! Wow, ce tăieței gustoși! Fetelor, au gust de Coca-Cola! Îmi place foarte mult! Dar sunt prea puțini! Aș mai vrea! Asta e tot! Cine e următoarea? Ups! Asta e de la gaze! Eu, dezgustător! Acum e rândul meu! Am o furculiță electrică! Nici nu trebuie să o învârt! Se învârte singură! Tare, nu-i așa? Oh, au gust de Kit Kat! E batonul meu preferat! Nu am încercat niciodată tăieței de ciocolată! Delicios! Și furculița asta e atât de comodă! Se învârte atât de amuzant cu tăieței! Uitați! Să încerc să-i bag în gură! Ups! Nu am nimerit! Eu, ce dezgustător! Acum vreau să-mi încerc tăieței mei! Ai mei au gust de hubabuba! Sunt atât de buni! Mi-a ieșit și un balon! Bine, acum trebuie să mănânc! Oh, e grea! Auci, sunt plină de tăieței! Diana, să o ajutăm! Hei, ce faceți? Oh, mulțumesc că m-ați ajutat să mă ridic! Dar nu pot ieși din capcana tăiețeilor! M-au înfășurat complet! Mă ajutați? Nici măcar nu pot să-i mănânc! Mi-a venit o idee, Diana! Să luăm fiecare câte un capăt de tăieței și să-i mâncăm! Hei! Sunt tăieței mei! Fetelor! Amețesc! A fost un carusel amețitor! Mi-ați mâncat tăieței? Incredibil! Hei, Chloe! Mi-ai stricat balonul! Wow! Sunt ochi de jeleu! Ce drăgălășenie! Și ce au fetele? 10 ochi pentru Chloe! Și 100 pentru Nancy! Super! Să începem cu Diana! Ea are din nou doar unul! Oh, ce gustos! Păcat că e așa puțin, dar e foarte bun! Mi-a plăcut! Cine urmează? Acum e rândul meu! Am 10 ochi de jeleu! Super! Îi voi mânca cu ajutorul unui tub! Wow, ce buni sunt! Am reușit să-i mănânc pe toți! Ajutor! Mi s-a blocat în gât! Auci! Oh, m-a ajutat! Pot respira! Mulțumesc, Nancy! Super! Acum e rândul meu! Trebuie să mănânc 100 de ochi de jeleu! Sună foarte simplu, pentru că sunt atât de gustoși! Diana? Nici să nu te gândești la bunătățile mele! Sunt doar pentru mine! Cât de buni sunt! Nici măcar unul? Eh, zgârcita! Vreau să-i mănânc pe toți! Delicios! Dar pe asta? Nu, sunt doar pentru mine! Oh, mi-a venit o idee tare! Am un ciorap! Nu e cel mai curat, dar pentru ideea mea se potrivește! Voi face o păpușă de pânză! Ce tare! Arată așa de amuzant! Trebuie să-mi păzești ochii de jeleu de Diana, în timp ce eu sunt ocupată mâncând! Perfect! Serios, vrei să mă oprești cu un ciorap? Unde ai văzut ciorapul? Stai departe de jeleurile mele! Ce gustoși! Lasă-mă! Nancy, ciorapul tău e nebun! Ce? Nu aud nimic! Sunt ocupată cu jeleurile! Să te înveți minte să mai furi jeleuri! Bună, păpușă! Oh, salut, Diana! Bate palma! Wow, câte vafe! Nici măcar în vis nu am văzut atât de multe! Și câte au fetele? Wow, Nancy are 10! Tare! Și Diana are doar una! Îmi ajunge! Chiar și această singură vafă va fi cea mai delicioasă cu siropuri! Trebuie doar să adaug mai mult! Puțin din acesta și din acesta! Perfect! Acum să încercăm! Arată atât de apetisant! De-abia aștept să gust! Delicios! E incredibil de gustos!
fetelor, voi ce faceți? Mă gândesc cum să mănânc asta și mi-a venit o idee! Nu e nimic mai bun decât frișcă cu vafe! Pot chiar să le lipesc și să fac o căsuță! Oh, ce frumos! Încă puțin și pot să gust! Trebuie să o fac mai rapid! Wow! Ce delicios! E fantastic! Îmi place foarte mult! Nancy mănâncă tare apetisant! Vreau și eu să încerc! Eu am 100 de vafe! Exact! Pot să construiesc și eu o căsuță! Dar o voi lipi cu Nutella! Va fi mai gustoasă și mai rezistentă decât frișca! Nu se topește la fel de rapid! Lipim bine aici! Și aici! Perfect! Trebuie să gust puțin! Frumos! Am atât de multe vafe! Pot face o fortăreață! Și voi pune soldați care vor apăra! Perfect! Și aici! Și aici! A ieșit super! Și orice fortăreață este atacată de un dragon! Acum dragonul flămând va mânca tot! Wow! Deliciu! Și te va mânca și pe tine! Mmm, ce gustos! Vreau mai mult! Dragonul va face față soldaților! Iar mie îmi va lăsa fortăreața! E raiul meu! Nutella s-a întărit pe vafe și a devenit foarte gustoasă! A fost o decizie bună să folosesc Nutella! Ce gustos! M-am săturat! Wow! Câți ursuleți de jeleu! Trebuie să-i încercăm rapid pe toți! Chloe are doar unul de data asta, dar Nancy are 10! Câți are Diana? Wow! Sunt 100! Cu cine începem? Chloe? Cu tine? Bine! Mi-a venit o idee cum să măresc ursulețul meu de jeleu! Trebuie doar să-l întind cu sucitorul! Vedeți? Deja a devenit mai mare! Super, nu-i așa? Să gustăm! Incredibil! Dar tare puțin! Aș vrea mai mult! Eu câți am? Wow, 10! Delicios! Trebuie să-i încerc mai rapid! Mi-a venit o idee cum pot face asta! Trebuie să așez ursuleții astfel încât să fac două echipe de fotbal! Sunt exact câți am nevoie! Voi avea un meci grozav! Cine dă gol? Pe acela îl mănânc! Haideți, băieți! Începem! Și... gol! Pe tine te mănânc! Gustos! Încă un gol! Hai! Și pe tine te mănânc! Ce buni sunteți! Cea mai gustoasă echipă de fotbal din lume! Ura! Victorie! Am reușit! Jocul s-a terminat! Cine urmează? Acum e rândul meu! De-abia aștept să-mi încerc ursuleții de jeleu! Ce gustoși sunteți! Sunteți tare mulți! Așa că o să vă mănânc mult timp! Dar e grozav! Pot să mă bucur de aceste bunătăți! Deliciu! Vreau mai mult! Trebuie să mă gândesc ce pot face cu voi! Exact! Mi-a venit o idee grozavă! Voi pune o parte într-un bol... și acum... vă voi topi! Vă voi transforma în jeleu lichid! Va fi foarte gustos! Perfect! Gata! Să așteptăm să se răcească puțin... și să gustăm! Cred că e gata! Wow, ce frumos se întinde! Trebuie să gust! Fantastic! De ce nu mi-a spus nimeni că poate fi atât de gustos?
pot chiar să modelez ceva interesant din acest jeleu? Deliciu! E grozav! Dar ce te-ai gândit să faci? Un ursuleț de jeleu mare? O, da! Arată incredibil de frumos și apetisant! Gustă-l rapid! Văd că Diana îi place foarte mult! Și fetele se uită cu invidie! Și ele ar vrea să încerce! Serios? Dar am mâncat deja tot! Scuzați-mă! M-am lăsat dusă de val! Firar! Tăieței ăștia de KitKat sunt atât de mici! Nici măcar nu mă satur! Ce-i asta? Mie îmi place porția mea! Dimensiunea perfectă pentru o gustare delicioasă! Uf! Cât de greu e! O, Doamne! Unde suntem? Se pare că am nimerit într-o provocare! Sunt atât de flămândă! Nu vă supărați dacă încep! Mulțumesc! Așa? Îmi vor fi de folos bețele astea? Dar de ce sunt atât de mari? O să mă folosesc de ele! Așa? Cum? Nu cred că... E atât de greu! Dar dacă aș... Hai! Hai! Da? Au! Serios? Ei bine, Quentin, oprește-te din râs! Mai bine mănâncă săieței! O, da! Cu plăcere! Trebuie doar să iau ceva potrivit! Desigur! Am o idee genială! Pot să înfășor aceste iței de ciocolată pe un baton de ciocolată! Uitați-vă doar la acest gem de tăieței! Tăieței și KitKat! O combinație divină! Bine, cu tăieței am terminat! Acum să mâncăm și batonul în sine! Ce plăcere! Ah, nu pot să mă satur privind la castronul meu de tăieței! Ei bine, acum e rândul meu! În sfârșit, sunt foarte flămândă! Dar cu asemenea bețe o să mănânc acest castron toată viața! Ei bine, cum spune mama mea, plăcerea trebuie prelungită! Așa, puțin câte puțin... 1, 2... Scuze, Sophie, dar tăieței tăi arată prea apetisant! Și de ce ai nevoie de atât de mulți? Trebuie să împarți cu prietenii! Să luăm doar un tăiețel! Iată-l! Delicios! Grozav! Tăieței mei! Tăieței mei? Ce se întâmplă cu ei? Ei, era un întrecastron aici! Unde s-au dus toți? Trebuie să investigăm! Și totul duce la Quentin! Ei bine, să te înveți minte, prietene! Da, planul meu a fost genial! Măiculiță, ard! Aaa! Foc! Aduceți un stingător rapid! Sau cola rece! Aaa! Ce ciudat! Sunt pâte de baseball? Și ce să facem cu ele? A mea e atât de mică! Uitați-vă sus, fetelor! Acolo sus! Urmează să jucăm un joc! Și se pare că premiul va fi foarte gustos! Ei bine! Trebuie să încerc prima! O să lovesc! Auci! Wow, aveți grijă, prieteni! Au! Ei bine, iată-mi premiul! Ce e acolo? Serios? Atât de mult efort pentru o singură bomboană? Ei bine, totuși e mai bine decât nimic, nu-i așa? A fost delicios! Sophie, acum e rândul tău! O, da! Acum o să mă distrez! Ține asta! Ce tare! Toate M&M-urile cad peste mine! E atât de distractiv! Așa, dăm toate bomboanele! Wow, câte sunt aici! Ador M&M-urile! Vreau să-mi umplu toată gura! Și de ce nu? Doar îmi permit! E atât de incredibil de gustos! Ei bine, acum tu, Quentin! În sfârșit! Acum eu! Ține asta! Hei, nu e deloc amuzant! O, Miley, tu ești mereu aici să mă salvezi? Cu o astfel de bâtă sigur voi putea lovi acest masiv! O, nu! Ajutor! Salvați-mă! Hei, fetelor! Serios? Am vrut să fiu salvat! Nu să-mi mâncați bomboanele! Bine, acum o să ies singur! Aproape! Au! Vedeți și voi asta?
Sunt pungi de Doritos picante! Și Sofia a primit-o pe cea mai mare! Săraca! Ei bine, eu o să încep prima! În această pungă atât de mică, pare a fi doar un singur chips! Nu poate fi atât de picant, nu? Acum o să mestec și... Auci! Nu, e destul de picant! Domnule pompier, ce faceți aici? Ce? Miros de fum? Nu, nu, suntem în regulă! Probabil sunt vecinii! Da, ne jucăm cu focul! Uf, a fost periculos! Quentin, rândul tău acum! Ce? Eu? Ești sigură? Bine, hai să vedem! Așa, să mă concentrez, o să iau un chips pentru început! Wow, nu doar că e picant, e incredibil de picant! E super, hiper, mega, ultra picant! Fetelor, poate... Nu! Aaaa! Ce zi mai e și asta? Nu, nu, nu e nevoie! Nu! Ei bine, mulțumesc! Mulțumesc că ai stins incendiul! Ne-ai salvat! Și de unde apare omul ăsta? Cine știe? Bine, Sophie, rândul tău! Rândul meu? Măiculiță, mi-e atât de frică! Mi-e frică și să-mi imaginez ce dimensiune au aceste chipsuri! Vai de mine! Ei bine, trebuie să încerc! Nu pot să mestec încet! Trebuie să le bag rapid în gură! Așa? Încă o înghițitură? Hai, Sophie, poți să o faci! Doar un pic și... Aproape am reușit! Aproape am reușit! Foc! Sunt un flăcăr! Ajutor! Oh, acum vom arde cu toții! Ce e asta? Domnule pompier! Doar tu ne poți salva acum? Da, aici e nevoie de ceva foarte puternic! Un elicopter! Aveți grijă, prieteni! Ah! Doar nu ne scufundați, domnule! Se pare că am scăpat! Ne pare rău, domnule pompier! Ups! Așa, ce e acolo? Interesant! Cred că eu o să încep! Uf, ce miros! Această bucată de brânză cu mucega e atât de mică, dar miroase în toată camera! E bine că am mereu o clamă cu mine pentru astfel de situații! Așa, punem bucata pe limbă și mestecăm! Da, chiar și cu clamă e foarte dezgustător! Ei bine, Quentin, deschideți cutia! Bine, să vedem! Ce spuneai tu acolo de miros, Sophie? Miroase în toată camera? Dar ce zici de asta? Ăsta da miros! Uf, ce groaznic! Nu-mi spuneți că trebuie să mănânc asta? Mă omoară! E atât de urât din partea voastră, fetelor! Oh, ce am făcut să merit asta? Deschideți cutia, Miley! Sper să nu am dreptate în bănuielile mele, dar cred că acolo... Da, totuși am dreptate! E o bucată imensă de brânză cu mucegai! Groaznic! Mirosul ăsta e pur și simplu insuportabil! Am o idee! Încercăm ceva? Așa? Acum mirosul se va duce departe de mine! Ei bine! Încercăm un pic mai mult? Chiar că a devenit mai bine! Dar tot nu e grozav! Ei bine... Trebuie să terminăm cu asta! Prima înghițitură! Iac! Acum a doua! Iac! Și a treia! Important e să nu mă opresc! Încă una și încă una! Și așa! Oh, se pare că nu voi putea să mănânc niciodată această brânză stupidă! A fost oribil! Prieteni, cred că acum eu o să... Vai! Ups! Scuze, prieteni! A ieșit fără să vreau! Stai! Ce e asta? O, e un pepene! Dar e atât de mic! Eu am unul atât de mare! O, și asta ce mai e? Și ăsta e pepenele meu! Uitați ce tare! E atât de uriaș! Să începem cu al meu! Tăiem partea de sus cu un singur gest! Wow! Are tăieței în interior? Grozav! Să încercăm cu niște bețișoare! Nu pot să-i prind cu bețișoarele!
atunci le voi folosi pentru a mânca cu totul. Delicios! A fost atât de gustos, dar atât de puțin. Roxy, ai ceva între dinți! Ce? Un sâmbure? Cu siguranță nu am nevoie de el. Au! Poți să nu mai arunci cu sâmburi? Să-l luăm de aici. Roxy, ai grijă! Bine, să trecem la pepenele meu acum. Tăiem partea de sus. Miroase minunat. Spaghete de pepene. Delicios. O, da! Trebuie să ne scăpăm de sâmburii ăștia. Așa e mult mai bine. Să gustăm! Wow! Ce delicios! Aș vrea să-i mănânc cât mai repede! Festin! Și de cine râdeți? De mine? Oh! Am o perucă din spaghete? Invidiați-mi noua tunsoare! E și comestibilă! Acum e rândul meu! Să deschidem acest gigant! Am nevoie de drujbă! Încă puțin! Deschis! Wow! Câte spaghete de pepene sunt aici! Haideți să încercăm! Deși n-am nevoie de pețișoare, mă descurc mai bine cu mâinile! E atât de gustos! Fantastic! Trebuie să mă duc și mai jos! Auci! Ethan, m-am blocat! O să te scot eu! Cucu, sunt aici! Dar am mult sâmburi în gură! Și trebuie să-i pun undeva! Ups, scuze! Oh, no. Dar e un bombardiment de sâmburi! Bombardiment de sâmburi? Trebuie să mă pregătesc! Camuflaj și cască! Acum sunt în siguranță și pregătită de luptă! Te voi proteja, Ethan! Nu te vei putea feri de bombardimentul de sâmburi! Oh, nu! Sâmburi! Eu, ce dezgustător! Sunt plin de sâmburi! Ethan, ești bine? Te-am salvat? Oh, nu? În fine! Uf, ce lovitură puternică! Scuzați-mă! Wow, Jess are o cutie atât de mică de chipsuri Pringles! Grozav! Și ce au ceilalți? Cineva a primit un pachet mai mare? Roxy? Wow, tare! Nu-i rău deloc! Wow! Dar cine e primul? Aș face cu plăcere! Voi întoarce cutia asta ca să iau gustările! E atât de grea! Nu a fost ușor? Să turnăm chipsurile! Wow! Ceva a căzut! Și ce e asta? Un mic chips de ciocolată? Asta e tot? Să verificăm! Intrăm! E atât de îngust aici! Stai așa! Nu mai e nimic? Ei bine, trebuie să mănânc ce este! Gustos! Și acum trebuie să ies de aici! M-am blocat! Iar voi puteți continua! Dacă e pe bune, atunci aș vrea să încerc și eu. Am o cutie mică. Mă descurc repede. Măiculiță! Ce-i asta? Cât de mare e chipsul ăsta? Stai așa! Trebuia să fie al lui Roxy! Doar mai bine tac! Ethan, Roxy nu a văzut nimic. Ea a avut un chips mic. Iar eu trebuie să-l gust. Dar e atât de tare! Și ciocolata începe să se topească! Delicios! Voi mânca tot chipsul de ciocolată? Jess e ocupată cu un chips uriaș? Roxy e în cutie? Sigur nu ai nevoie de ajutor? Atunci o să mă bucur și eu de chipsuri în timp ce toată lumea e ocupată! Roxy, te prăbușești peste mine! Nu! Ăsta a fost un impact puternic! Fetelor, sunteți bine acolo? Wow, Jess are frișcă! Tare! Și ce au ceilalți? Cineva a primit o sticlă atât de mare? Roxy! Grozav! Iar Ethan a primit-o pe cea mai mică. Nu-i rău deloc. Cine începe? Vreau să fiu primul! Am o idee! Voi pune toată frișca pe deget și apoi voi pune o cireașă mică. Gust? Delicios! Doar prea puțin! În sfârșit a venit rândul meu! Vreau atât de mult să gust frișca! Îmi voi turna puțin pe mână... Și voi presăra deasupra puțin topping colorat. Arată apetisant! Să gustăm! Delicios! Ce se întâmplă, Ethan?
Vrei din frișca mea? Să vedem. Pot să împart cu tine. Îți voi pune puțin pe farfurie. Mai mult? Pentru un prieten nu e o problemă. Vrei mai multă frișcă, nu-i așa? Atunci ia! E atât de distractiv! Ethan, chiar ai căzut în capcană? Jess, eu doar voiam puțină frișcă! Acum a venit rândul meu! Voi mânca toată această frișcă! Să încercăm? Wow, e atât de greu! Hai! Încă puțin! Încercăm să stoarcem de aici? Vreau frișcă! Sunt obosită! Cum să o scot din cutie? Știu! Voi face o gaură mare! Ups! Nu m-am gândit că se poate sparge! Roxy! Abia m-am curățat de frișca lui Jess! Wow! Roxy are o pupășenie de zahăr mică! Atât de drăguță! Iar Ethan are o mărime medie! Grozav! Și ce are Jess? Wow! Asta da vată de zahăr uriașă! Arată incredibil de tare! De-abia așteptăm să gustăm! Ok! Haideți să încercăm acum! Oh, nu! Mi-am suflat toată pupoșenia! Acum o să o prind? Vino aici! Am prins-o! Știam că nu vei zbura departe! Să te gustăm! Delicios! Te lingi pe degete! E gata? Ethan, pregătit? A venit rândul meu! Să gustăm! Wow, e atât de bună! Dumnezeiască! Vreau mai mult! Fetelor, e atât de gustos! Jess, de ce mă privești așa? Ți-ai văzut fața? Nu mai pot, ești atât de drăgălaș! Nu știu ce se întâmplă! Să încercăm din nou! Ethan, lupți împotriva răului? Ce v-a apucat pe toate? E atât de gustos! Și acum de ce mai râdeți? Fetelor, care-i faza? O, s-a lipit de sprâncene! Chiar e amuzant! Gustăm? Delicios! Acum e rândul meu! E atât de uriașă! Wow! Vata de zahăr poate fi atât de grea? Ok, încercăm să mâncăm așa! Delicios! Vreau să mănânc totul! Wow! Sunt în interiorul ei? Nu am mai fost niciodată înăuntru unei vate de zahăr! E atât de gustos aici! Ce minunăție! Prieteni, cred că m-am blocat! Jess, ești bine? Wow! Vata de zahăr are picioare! Și mâini? Și iată pe Jess! Ești foarte stilată!